Bună ziua, internet! Ce faceți? Vreau să priviți acest clip cu mine din ultimele săptămâni. V-ați prins că am fost absent, dar vreau să știți că mi-am luat scutire și sper să-mi motivați absențele. Promit că de azi înainte voi fi un elev silitor care o să vină mai des la ore. Știu că am tras chiulul, dar am fost răcit. Da, într-o notă mai serioasă s-a dus și vara și simt că n-am făcut nimic, bă băiatule. De ce a trecut timpul ăsta, a trecut vara asta ca și cum... Astăzi eu vreau să văd ce mai mănâncă oamenii așa în general. Bine, în general căcat, dar serios vorbind, îmi era doar de Irina Petrea și de emisiunea mea preferată numită Cei 7 ani de masă. Decât Insula Iubirii, vorba aia, mult mai bine. Insula Iubirii sau Euro 2024 pentru femei, cel puțin. Odată ăștia Insula Iubirii, bă băiatule, au făcut oamenii rezervare. Voi vă dați seama că au făcut oamenii rezervare ca să se uite la final din Insula Iubirii? Incredibil, bă, așa ceva. Ca idee, există și o emisiune numită Cei 7 ani de acasă, tot cu Irina Petrea. Vreau să ne uităm data viitoare și vreau să ne uităm și la lecții de viață. De mult vreau să ne uităm la lecții de viață pentru că este cerere mare, doar că domnii de la ProTV dau copyright. Deci dacă e cineva de la ProTV, vă rog eu frumos, nu-mi dați copyright, nu-mi dați bloc. Am mai încercat toată să reacționez la lecții de viață și mi-au blocat ăștia clipul de la ProTV. Numai la ProTV. Am văzut că și Snic a făcut reacții la lecții de viață și l-a avut probleme așa, din câte am înțeles, am vorbit cu el, dar s-au rezolvat. Sper că or să se rezolve și la mine, pentru că vreau să ne uităm la lecții de viață. Până una alta, haide să vedem despre ce este vorba în ediția asta din Cei 7 ani de masă, numai la Național TV. Marina are 34 de ani și este mama Mihaelei și a micuțului Florin Cristian. Marina este în concediu de creștere copil, iar fiica ei este elevă la un liceu cu profil mecanic. Tatăl Mihaelei este turc și este șofer de tir și vine din când în când pe la ele. Vine doar în vizită, fiindcă și-a refăcut viața în Turcia. S-a dus până la magazin în Turcia și acolo a rămas. Bine, mai vine el așa din când în când, dar parcă îi place mai mult în Turcia așa, nu? Parcă îi plac mai mult magazinele din Turcia așa. Ah, superb! Nici cu tatăl lui Florin nu a fost diferit. După nașterea micuțului, bărbatul a părăsit-o pe Marina și nu a mai vrut să audă nici de ea, nici de băiat. Așa că femeia își crește singură cei doi copii, fără niciun ajutor din partea nimănui. Și acum aflăm că băiatul a fost făcut cu altul, nu cu ăsta din Turcia. Ăsta a fost și mai curajos decât ăla din Turcia. Ăsta a plecat la magazin și nu s-a mai întors deloc. Legenda spune că și acum e la raionul ăla de lapte acolo și se gândește, bă, ce să cumpăr? Femeia a zis că are nevoie de lapte praf și praf s-a făcut. Căsnicia lor. Una peste alta îmi pare rău așa cumva de femeia asta, nu aș vrea să fiu în locul ei. Și sincer nu știu ce e mai rău, să rămâi singură cu doi copii sau să rămâi singură cu pisica. Stilul de viață haotic și-a pus amprenta și pe greutatea Mihaelei. La doar 15 ani, adolescenta cântărește peste 90 de kilograme. Irina Petre are o misiune dificilă. Aflăm că fata are 15 ani și are 34 de ani. Deci ea a făcut-o pe fată la... 19 ani? De protecție a auzit și ea? Nu știu, întreb, adică poate sunt rău. Da, pe bune, n-ai cum să... La 19 ani, bă, tată. Și să nu-mi ziceți că își dorea copil la 19 ani, că nu își dorea. La 19 ani îți dorești maxim un iPhone. Nu-mi doresc eu la 28, vorba aia. Am făcut 28 în cavaj, bă, bătrân, bă. Da, nu-mi doresc eu copil la 28 de ani, adică ideea de copil pe mine, sincer, mă sperie mai tare momentan decât mă încântă. Plus că nu te-a pus să faci așa copil cu oricine. Ca idee, niciodată nu cred că ești pregătit 100% pentru copil. Dar nici să-l faci pentru că există presiunea asta socială, știi? Ajungi la o vârstă și se întreabă oamenii, dar tu de ce nu faci un copil? Totuși, ai o vârstă. Ca și cum îl cresc ei după aia să mor eu. Ca și cum se trezesc ei noaptea să aibă grijă de el, să nu mai plângă. Sau ca și cum dau ei bani să întrețin copilul ăla. Ce acolo, crăbuște? Da. Uite ce mormani aici de... Mâncare sănătoasă. Zice că vrea să zlăbească, să facă un efort ca să zlăbească, dar cu ce? Păi ar putea. Da, cred că ar trebui să faci sală jumătate de zi. Îmi place așa de maica sa, zice că vrea să slăbească, să facă un efort să slăbească, dar cu ce? Tot ea care a cumpărat toate prostiile astea în casă. Sau poate i-a dat ei bani și ea a cumpărat toate prostiile astea în casă. Bă, ca părinte, să te plângi că, știi, copilul e gras sau în condițiile în care tu îi dai bani sau cumperi căcaturi în casă, n-ai cum, adică e prost, e ipocrit, e stupid, n-ai cum să faci asta. O fiecare zi. Am încercat, am ținut regimul, dar nu mă pot abține nici de la sucuri, nici de la
mâncare, nici de la dulciuri, nu pot. E de capul nostru. Da, nu s-a inventat o rețetă de slăbită în care să mănânci prăjituri, sucuri și o grămadă de alte lucruri. Pizza, cartofi și nu știu mai ce. Nu există, nu pot, există, nu vreau. Vorba aia celebră pe care dacă o mai aud îmi vine să vomit, deși în cazul ăsta cumva se aplică. Dar de cele mai multe ori se aplică în momentul în care este prea târziu. Se aplică în momentul în care chiar încep să apară cumva probleme de sănătate și cumva obligat, forțat trebuie să ții dietă. Trebuie să vină și de la tine, adică în principiu trebuie să vină de la tine. Ori suferi din dragoste și slăbești sau te îngrași, acum depinde că e du-te vino. Și am o cunoștință care a slăbit 25 de kg în 5 luni, a stat cu dânsa vreo 6 ani de zile, s-au despărțit și a slăbit 25 de kg, bă, tată, 25 de kg în 5-6 luni. Nu e un mod sănătos prin care să slăbești, dar da, și repet, cumva depinde de fiecare, suntem atât de diferiți pe partea asta, știi, pentru că sunt foarte mulți oameni care cumva când sunt în depresie, mă rog, depresie sau suferă sau mănâncă pe fond de stres sau nu mănâncă pe fond de stres. Eu, de exemplu, nu pot să mănânc. Dacă trec printr-un căcat sau, nu știu, sunt stresat sau nu mă odihnesc sau se întâmplă ceva căcaturi în viață, băi, eu nu pot să mănânc, real. Mi se pune un nod în gât, acolo se termină, slăbesc. În afară de acești creme burști, ce pai mai papi la micul dejun? M-am pus să-mi facă niște ofierte. Aha. Cu semișuri. Și asta să înțeleg că a fost un păcărel de suculeț, da? Da. Trecem aici. Și când vii de la școală, la cât mănânci? Fetița asta, mă rog, fetiță, la 15 ani nu mai e chiar fetiță, dar a mâncat 3 mese într-una. Hai să păstrăm doar ouălele fierte, 2 fierte cu o roșie, poate cu un castravete, cu o felie de pâine. Eu zic că e mult mai bine. Mulți oameni mănâncă, bă, până crapă, până simt că, dar nu trebuie să mănânci până te saturi neapărat. Cum se întâmplă de cele mai multe ori de Crăciun și de, bă, deci nu există an în care să nu fie o știre din aia cu, nu știu, 5 români au ajuns de urgență la pentru că au mâncat prea mult sau o chestie, o știre. Bă, nu există așa ceva, bă, zici că intră dracu în noi. La școală mănânci ceva? Da. Ce mănânci? Am acolo în interiorul liceului chioșcuri și mi-au ba o felie de pizza, ba sandvișuri cu mușchi sau piept de pui. Toate sunt calorice. Și sandvișurile pe care le găsești în magazin sau la chioșc sunt din 2 felii de pâine, clar. Da. Și cu ceva foarte subțire la mijloc. Pizza e cu blat de pâine, da? Dimineața, câtă pâine mănânci de obicei? 5 felii 6 dimineața. Pâine, mezeluri, sucuri, fast food în combinație cu statul pe scaun sau statul în pat, știi? Și ne făcând mișcare, asta se întâmplă. Și e bine să o iei din timp, adică să previi lucrurile alea, știi? Să faci anumite chestii, să le faci din timp ca să previi anumite lucruri. Ca idee, n-are legătură cu slăbitul sau cu... Dar eu, de exemplu, trebuia să-mi pun o coroană la o măsea. Și am tras-o un pic de coadă așa, am zis, lasă că mă duc, lasă că nu știu ce, lasă că așa. Și între timp a crăpat măseaua aia pentru că nu m-am dus. Și acum trebuie să-mi fac implant. Acum nu mai am cum să salvez măseaua aia. Aș fi putut să o salvez dacă mă ducea mai repede să pun coroana aia. Răspuns, da. Am tras de coadă, nu le-am făcut din timp, a crăpat măseaua. Acum trebuie să fac implant. Bun venit micuțului Cristian Florin, care la nici 2 anișori privește cu poftă în farfuria surorii mai mari. În curând o să ajungă și el să le consume. Păi consumă și el. Ce consumă și el? Chips? Nu, chips nu. Pufuleți. Ah, wow. Dulciuri. Dulciuri? Budincă. Ce fel de budincă? Cumpărate. De vanilie, de cacao. Alea nu-s budinci. Alea sunt niște amestecuri de făină, de ou cu zahăr în două. Deci noi facem casă o budincă. Mâncă și prăjituri cu ciocolată. La un an jumate. Da. Dar de ce? Are nevoie de toate astea? Nu, dar am zis că să-i dăm că totuși e copil și... Bă, eu mor pe chestia asta, bă, e copil. Îi dăm și lui că e copil, nu? Până la urmă, păi tocmai că e copil, nu trebuie să-i dai. Adică tot că e copil, nu trebuie să... Nu-i faci o favoare. Dacă îi dai dulce, nu-i faci o favoare. De ce să-i dai de mic dulce? De ce să-l obișnuiești de mic cu dulcele și cu pufuleți de aia cu cașcaval împuțiți? De ce să nu-l obișnuiești, repet, cu ouă, cu mazăre, cu fasole, cu cărniță, cu un piure, cu băsa, atâtea lucruri? Căpșunile, draga mea, nu produc iaurt. Din ele nu se poate obține iaurt. Ceea ce este acolo este o chestie care seamănă cu iaurtul.
poate are niște urme de lapte, dar în mod cert are amidon, are zahăr și niște arome de căpșuni și ce-or mai fi. N-aș da un asemenea produs nici într-un caz copilului meu. Să nu mai vorbim și de produsele alea, inclusiv iaurturile alea bio. Produsele alea pe care scrie bio, de cele mai multe ori, nu știu cum să vă zic, dar de cele mai multe ori sunt niște țepe ordinare. Și un om real care nu știe să citească o etichetă din aia cât de cât o să-și ia țeapă, pur și simplu o să-și ia țeapă. Pentru că vede că scrie bio pe produs și are impresia că e mai sănătos produsul respectiv, când de fapt, de cele mai multe ori, repet, nu e chiar așa. Și plus de asta, produsele alea bio, de cele mai multe ori, sunt mult mai scumpe decât produsul normal. Din ce să crească copilul ăsta? Din dulce? Păi altceva nu trebuie. Păi nu-i mai dați! Nu-i mai dați nimic altceva. O să nebunească de foame o zi, două, după care o să mănânce, că nu o să lase să nu mănânce. E mâncare, eu mă rog de el ca să mănânce. Dar degeaba te rogi de el dacă de-aia apucat să-i dai dulce? Dacă îi dau dulce, mănâncă, dacă îi dau mâncare... Și unde vrei să ajungi cu el așa? Nu știu cum să vă zic, dar mi se pare extraordinar de trist ce se întâmplă. Și asta cu nu vrea nimic, nu vrea să mănânce nimic altceva, în timp ce femeia nu-i dă nimic altceva, îi dă tot măgura. Păi cum să vrea să mănânce dacă tu nu-i dai altceva și îi dai tot măgura? Plus de asta nu există, nu mănâncă sau nu vrea altceva, e copil naiba, o să mănânce fix ce-i dai, că e copil, nu știe ce-i dai. Da, e normal să nu-i placă, nu știu, un gust ceva anume, o textură anume. Dar în același timp, bă, trebuie să-i creezi așa o poveste cumva. Să fie bine, să încerci să... Și după aia vin oameni la mine în comentarii și zic, păi, dar care-i problema ta? Ce te interesează pe tine care, cum își crește copilul și... Dar încerc să dau un exemplu de așa nu. Adică așa nu. Tu îți dai seama că organismul lui nu are niciun fel de nutrienți, el din ce crește? Tu crezi acolo în ce-i dai tu? Are minerale? Are calciu? Păi... Are fosfor? Are magneziu? Are proteine? Nu știu că nu are, dar dacă el nu vrea nimic, nu vrea, ce să-i fac? Nu vrea pentru că i-ai dat altceva și acum el e drogat, creierul lui este drogat cu dulce, el este ca un om care își vrea doza de droguri. Uite, fraților, cum ne-o facem cu mâna noastră, cum ne nenorocim copiii cu mâna noastră. A fost el cel care ți-a cerut dulce? Nu. Nu, tu i-ai dat. Deci pe mâna ta l-ai nenorocit. Tot pe mâna ta va trebui să-l recuperezi. Mie îmi place de femeia asta că e cumva așa mai directă, știi? Adică nu te ia pe ocolite cum se întâmplă acum, că în momentul de față mi se pare că există prea mult sensibil, bă, tata, bă, pe internetul ăsta sau în general așa. Bă, sunt prea mult sensibil, mâncava-aș gura voastră, nu mai ai voie să zici nimic că ai făcut body shaming în condițiile în care asta dă zahăr pe bandă rulantă copilului, știi? Tu încerci să zici niște lucruri, scoți în evidență că așa nu și pe aia, da, ai făcut body shaming, ce te interesează pe tine, ce... Bă, și după aia ne întrebăm, păi de ce crește rata de obezitate? De ce? Păi de asta, că nu există educație. De la alimentație, de la igienă și așa mai departe. Și nu vorbesc de familia asta neapărat, vorbesc la modul general. Story time, pe scurt așa, s-am prietenit maică-mea cu o tipă. Tipă cu copil care tot așa mai ieșeau prin parc, mai vorbeau, se sunau chestii. Și asta a chemat-o pe maică-mea la ea acasă, cum ar veni. Și ce mi-a povestit, ce mi-a zis maică-mea, vai de viața mea, cum mi-a descris maică-mea casa aia, ceva rău de tot, adică că era plin de gânda și maică-mea cumva la fel, e mai direct un pic și maică, adică n-a putut să se abțină, știi? Și asta cumva s-a supărat pe maică-mea că vezi, Doamne, care e problema ei? Păi de ce? Adică ok, înțeleg, dracu, să mai fie un gândac doi, că e normal, sunt bloc vechi, nu știu, ai ghena pe hol, sunt scurgeri, sunt, nu știu, pereții, sunt... Înțeleg, bă, tata, să mai fie 1, 2, 3, whatever. Dar maica mea, din ce-mi povestea, era rău, era jale, bă. Mai ales că ai un copil, îl ții în condițiile alea, îi se urcă dracu, păi îi intră gândacii aia în urechi, nu știu, se întâmplă căcaturi. Dă foc, nu știu, mută-te, habar n-am, dă foc la apartamentul ăla, scapă de gândaci. Așa, în afară de alea 3 o fierte, ce-am mai făcut? 5 crembuști. Dar asta nu e tot. Vă rugăm să adăugați și o sticlă de 2 litri și jumătate de băutură carbogazoasă. Pe zi, zi de zi. Și exceptând alea 3 ouă și 5 crembuști la mic dejun, ceva enorm de mult, adică mi se pare extraordinar de mult să mănânci atât la un mic dejun, la 15 ani mai ales, dar pe lângă asta, ia pisica aia de pe masă, să ia cineva pisica aia de acolo. Și mie îmi plac animalele, nu mă înțelegeți greșit, în special pisicile, îmi plac mai mult pisicile decât câinii, dar nu pe masă, bă, tată, să ia cineva pisica aia de acolo. Apă bei?
Da, dar puțin. Cam când te apuc așa totul să bei apă? Să faci vreodată sete să bei apă? Rare ori. Când? Într-o săptămână, de câte ori bei apă? Nu știu, că sunt zile în care chiar nu beau deloc apă. Este absolut incredibil. Am mai auzit pe cineva care se lăuda că în ultimii 5 ani nici nu pusese gura pe apă. Dar este îngrozitor de nesănătos. Nici nu pot să vă explic cât de nesănătos este, pentru că organismul nostru are nevoie de apă. Sigur că în aceste sucuri există și apă, dar faptul că ingerăm odată cu această apă niște cantități incomensurabile de zahăr plus alte cele anulează complet efectul benefic al apei. Cred că pe aia din Schimb de Mame a văzut-o, a cunoscut-o aia cu nu apă. Și eu am cunoscut la un moment dat o tipă, ea la fel, bă, când se ducea să-și facă cumpărăturile, nu exista să cumpere apă. Ea a cumpărat boxuri de cola. Nu exista să cumpere apă, ea n-avea apă în casă, ea trăia cu cola și atât. Inclusiv la sală, la sala asta la care merg eu, venise la un moment dat un băiat cu sticla de 2 litri de Pepsi, mâncava și gura voastră și nici măcar nu glumesc. Și acum o să-mi ziceți, a, păi da, era, măcar era Pepsi Max, știi, era zero zahăr. În primul rând, cum naiba să bei ceva cu acid, ceva cu carbogazos la sală în momentul în care faci efort și să bei ceva cu acid, eu, bă. În concluzie la ce am spus, Mihaela, aș mai turna un pahar de suc. Și dimineața când mă trezesc? Nimic. Fac ochii mari și astea, ai zis, mă, să duc să-mi iasă. Perfect. Mâine nu vei mânca absolut nimic dulce. Vreau să văd cât de urât faci. Facem o exorcizare dacă asta e necesară. O faci. E foarte greu să oprești totul brusc așa, adică tu să bei 3 litri de suc, să fii obișnuită sau obișnuit să bei 3 litri de suc și să mănânci căcaturi și pe aia dintr-o dată așa brusc, știi, să reduci, să oprești tot și să mănânci sănătos, nu funcționează chiar așa, adică e foarte greu. Adică de asta nu se țin oamenii de dieta aia anume, sau pentru că e totul brusc. Plus de asta, orice schimbare din asta bruscă, bă, te dă peste cap, adică real o să ți se facă rău, nu o să poți să, nu e ok. De câte ori mâncați carne prăjită la tigaie? Într-o săptămână? De două ori. De două ori. Să fiu de câte ori s-a făcut soț și astea cu carne, cum facem acum. Eu am preferat urmă sosul. Pulpelele am cam de la o parte. A, și cartofi prăjiți? Cartofi prăjiți mănâncă des. Mai cât des? De des? Dacă îi faci în fiecare zi, mănâncă în fiecare zi. Cu două de țară, nu zice nu. Fie vorba între noi acum, puține lucruri bat cartofii prăjiți cu ouă, ochiuri și o salată, ceva din asta de vară cu roșii, cu castraveți, mamă, îmi plouă în gură. Și cu ketchup, bineînțeles, că ea la orice mâncare folosește ketchup. Serios? Și maioneză. Și la sandwich. Wow! Și maioneză. Vezi, de acolo alte multe, multe, multe calorii. Da. Există ketchup zero ca idee, am mai zis pe clipurile astea. Bă, există atâtea, sunt atât de multe alternative. Trebuie doar să te informezi cumva și să... Maioneza, într-adevăr, e un sos gras. Maioneza are multe calorii. Și maioneza e foarte grețoasă din punctul meu de vedere. Mie nu-mi place maioneza, urăsc maioneza. Deci tu bei undeva la 3 litri de suc pe zi. Da. Wow. Tu consumi doar în suc cât mănânc eu într-o zi întreagă. Nu te văd bine deloc. Ce s-ar întâmpla dacă într-o zi n-ar fi deloc suculeț? Ai încercat? Fac curut. Adică? Mă cer cu mama. Sevraj. Urlu, mă dau cu capul de pereți, mă cert cu mama, mă cert cu profesorii. Parcă îmi vine așa să dau un pumn la o doamnă dacă nu beau sucuri. De asta nu e bine să oprești totul brusc, repet. Hai să reducem cantitatea înainte de toate. Am un tovarăș care la fel. Bea suc după orice, că mănâncă ciorbă, că mănâncă supă, că nu există să bea apă. Adică real, nu există să suc după orice. Și poți să înțeleg, bă, să mai bei un suc, să mai... Dar în condițiile în care bei și apă, adică, știi? Zombie ești! Dai seama că mâine nu-i dau niciun gram de suc. Vreau să văd și eu cum arată un zombie. N-am văzut niciodată, dar mâine am să văd un zombie. Mâncare apă minerală. A, apă îți dau. O Dunăre întreagă de apă îți dau. Poți sosești toată. 3 litri de suc, 5 cremvurști, 7 felii de pâine,
Mihaela este în mod clar adepta cantităților generoase. Eu în toate clipurile astea pe care le-am făcut legat de emisiunea asta și când a venit vorba de alimentație și așa mai departe, bă, eu am susțin și în continuare susțin chestia asta că nu există alimente interzise. E vorba doar de cantitate. Una e să bei 3 litri de suc pe zi și alta e să bei o doză pe zi. Una e să mănânci 5 cremvuști la mic dejun și alta e să mănânci unul singur. Într-adevăr, când apetitul e mare și nu te saturi dintr-un singur cremvuș și așa, de asta cumva trebuie să mănânci mai sănătos, pentru că mâncarea sănătoasă are un volum mai mare și te saturi. Este dificil să convingi un adolescent de necesitatea adoptării unui stil de viață echilibrat, dar Irina Petrea nu abandonează lupta. Sănătatea noastră este un dar de mare preț pe care l-am primit de la bunul Dumnezeu, așa cum am primit și viața. În clipa în care noi ne batem joc de un corp pe care Dumnezeu l-a creat perfect și noi mâncăm fără sați, bem fără sați, fumăm fără măsură, dormim puțin și trăim complet nesănătos, noi de fapt ne batem joc de un dar atât de frumos. Total de acord, la fel și somnul are un rol extraordinar de important și cumva și eu mă lupt cu chestia asta, adică de odihnit mă odihnesc, știi, cumva dorm 8 ore așa, dar adorm târziu, bă, tată, chiar adorm mega târziu, încerc să-mi reglez programul de foarte mult timp, adică sunt oamenii aia care se trezesc așa cu energie să facă, gesticulează, vorbesc, urlă, dansează, pe mine dacă nu mă lași un pic în pace, n-am, mă uit la tine, mă uit prin tine, eu cumva mă trezesc fizic, psihic, mai puțin. După masa de prânz, Irina Petrea îi oferă Marinei o lecție importantă. O învață cum să facă ea singură iaurt natur cu fructe. Se folosește un iaurt natur din comerț, iar la capitolul fructe putem fi creativi. Mere, pere, prune, piersici, toate sunt excelente. Life hack, adică Jamila, eu zic să-ți iei notițe, Jamila apreciază chestia asta. Pot să folosesc iaurtul meu cu fructe făcut în casă pe post de gustare? Pe post de mic dejun, pot să-l dau unui copil atât de mic cum e Florin, pot să-l dau unui copil mai mare. În mod cert, iaurtul meu are absolut toți nutrienții și toate calitățile unui iaurt natur, fără să aibă niciunul dintre dezavantajele, niciuna dintre dezavantajele iaurtului cu fructe gata preparat. Aparent este o metodă bună de a face iaurt cu fructe pe bune în casă. Adică știi și nu adaugi zahăr sau nu există zahăr procesat sau zahăr mai mult decât ar trebui sau... Momentul adevărului. Oare Nichitelul șef va da 5 stele preparatului? Bravo! Pătrățel! Yay! E bun, nu? E bun așa făcut. Am mâncat? Am mâncat. Parcă și eu mă bucur că am mâncat, adică achievement unlocked, cum ar veni. Și repet încă o dată, oricum e copil, nu știe ce îi dai oricum, dacă nu-i place ceva anume, băi, îi creezi o poveste, îi faci o poveste, o să vrea la un moment dat să mănânce, despre ce vorbim. Cina propusă de Irina Petrea este una simplă, dar de maxim efect. Legume la cuptor, o variantă excelentă a clasicelor legume fierte. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 2 cartofi mari, unul dulce, altul românesc, câțiva morcovi, ardei capia, 3-4 ciuperci albe, 2 cepe medii, 4 căței de usturoi și 5-6 roșii cherry. Ce e-ți? Bine rău! Am mâncat legume în ultimul an. Place. Unde-i proteina, doamna Irina? Ce asta? Legume la grătar și atât? Păi da, pe bune, cine... Nici eu n-aș mânca, adică... Ce e asta? I-am pregătit ardei gras, care este dulce. I-am pregătit morcov, care este dulce. Da, fără să fie dăunătoare precum este zahărul. După 2 litri de suc, legumele pot să fie absolut infernale. Ea e obișnuită să mănânce cremvuști, e obișnuită să mănânce chipsuri, e obișnuită să mănânce sandvișuri, e obișnuită să mănânce carne prăjită și tu îi dai doar legume la grătar și atât, dintr-o dată așa brusc, adică fără nimic, fără... Păi ne întrebăm, păi da, de ce oare, uite, planul ăsta alimentar este extraordinar de bun, dar de ce nu-l respectă? Păi de ce nu se respectă? Păi de asta nu se respectă, că-i ca dracu, cum să mănânci, mă, legume la grătar și atât dintr-o dată? Adică în... Vezi tu, noi ne putem învăța corpul și cu bune și cu rele. De ce să-l învățăm cu rele? Când putem să-l învățăm cu bune. Cum îl antrenăm, așa-l avem. Cum îl pregătim, așa-l avem.
ea poate să mănânce ce mănâncă și până acum. Bă, dacă ar renunța la sucuri sau dacă ar bea, n-ar mai bea 3 litri de suc pe zi și dacă ar bea o doză pe zi și ar mânca ce mănâncă și până acum, și chiar dacă nu s-ar apuca de sport, tot e mai bine. Tot e pe deficit. Asta, mă rog, în condițiile în care n-are și alte probleme de sănătate și sunt mai multe aspecte la mijloc. Dar, în principiu, dacă ești un om normal și așa, cam așa funcționează. Dacă vrea să asculte sfaturile specialiștilor noștri, Mihaela va trebui să respecte în tocmai o dietă bogată în alimente cu densitate proteică mare și valoare calorică mică. Da, încă o dată repet, specialiștii noștri cam forțează lucrurile puțin așa. Plus de asta, planul ăsta alimentar e făcut pe o zi ca de obicei. Nu așa arată un plan alimentar. Adică să zicem, ok, mâine respectă planul ăsta alimentar, mănâncă ce scrie aici. Dar pui mâine ce mănâncă? Mănâncă același lucru? Adică n-are sens. Consumul de lichide, mai precis apă și ceai, este obligatoriu în cazul unui stil de viață sănătos, iar Mihaela va trebui să adopte și acest obicei zilnic odată cu eliminarea completă a sucurilor carbogazoase și a dulciurilor de orice fel. Renunțarea completă la sucuri și la dulciuri. Hai că da, gătit ajutor în gospodărie, mișcare 45 de minute pe zi, dar nu ne specifică ceva anume, curățenie în casă și asta cu programul de somn. Cu asta cu programul de somn pot să fiu de acord, v-am zis că și eu mă lupt cu chestia asta. E un pic dificil. Vezi că ai acolo Ana și nu-mi casă, ți arăt, nu-mi casă. Să vezi, uite aici, hai Ana. Asta mănânc eu pe ziua de azi? Da, da. O banană, dacă vrei. Uite aici. Și uite șunca din piept de pui. Asta să mănânci tu. Păi și tu ce vrei să mănânci? Da, asta e mâncare de dietă. Dar eu nu mănânc. Poți să-ți le iei și le mănânci tu, că eu nu mănânc. Să moară viața mea că eu nu pun gura pe așa ceva. Păi astea să le mănânci tu cu măta și cu mama, vorba aia. Atitudinea face toți banii, draga mea, Mihaela. Ce mănânc eu la micul dejun? Aparent, mă bucur că nu sunt singurul care a sesizat această atitudine, acest ton al fetiței. A fost așa un pic de să moară viața mea, vă bat pe toți. Tu de ce nu mănânci? Adică tu să ai dreptul la sucuri, la cafele, la dulciuri și eu să îmi dai porcăria aia să beau. Păi eu beau cafe decât, dar suc nu beau eu. Și de mâncat ce mănânci? Eu nu știu, o să vă mai târziu, cred că tot la fel ca și tine. Pune-te aici atunci și mănâncă. Mănânci acum cu mine. Nu am poftă acum ca să mănânc, eu acum beau cafeaua, nu pot să mănânc acum dimineața. Dar nu mă interesează să mănânci acum cu mine de față. Mi-am făcut cafeaua, îmi beau cafeaua. Deci dacă te prind că pui zahăr în cafea, ți-o pun în cap. Bine, poți să urmărești. Să moară viața mea din nou că vă bat din nou pe toți. Adică cam tare în gură, cam tare în gură fetița asta, a? Cumva cu Irina, știi, când a fost doamna Irina prezentă, n-a zis nimic, adică n-a comentat cu maica, s-a în schimb și permite cam multe. Clipa în care părintele nu mai are reacție și acceptă gunoaiele în felul acesta, vorbele astea sunt gunoaie, bineînțeles că junele sau juna dă înainte, cu tupeu, cum se zice. Chiar așa e, adică să-i permiți copilului să-ți vorbească pe tonul ăsta, nu se face, adică se vede că lipsește tatăl cum ar veni. Un pic de autoritate acolo, adică, sincer. Mie e rochia aia albă. Păi nu ți-am spălat-o pe aia. Păi da, bineînțeles, cum dracu să-mi speli tu mie ceva, că Lufi tu-i speli, mie Nema. Că n-am apucat ca să ți-o spăl. Apuci tu vreodată? De ce nu ți l-ai spălat după ce ai băut laptele? Păi ce mă interesează pe mine? Ce unde e cu hainele astea pe jos? Da, pare că ea este șefa în casa aia, sper din tot sufletul să fie regizată bucata asta sau bucățile astea cumva, pentru că e tristuț ce se întâmplă. Da, și încă o dată, repet, tu ca părinte să fii așa soft în fața copilului, la fel, mi se pare tristuț, adică hai să luăm un pic de atitudine până la urmă, las-o dracu de treabă. Plus că și asta la 15 ani putea să își spele liniștită lucrurile, știi? Și vrei să curățim toate astea? Amândouă! Au, știi ce? Eu nu mai fac nimic, că ieși și fățile singură. Că eu sunt gras, eu sunt ca toate alea, și fățile singură. Bine, hai, las că le fac eu. Să ți le fac altcineva, care nu e gras. Las că le fac eu. S-a supărat și a luat jucăriile și a plecat. Fix zilele trecute am fost la un podcast la Mariciu și despre asta vorbeam, că și bully-ul ăsta din punctul meu de vedere, cumva, mă rog, bully, aici nu e vorba de bully, dar și bully-ul în general ajută un pic, sau mă rog, acum depinde cum e făcut și cu ce intenții e făcut bully-ul ăla, știi, că poate să fie bully, dar gen să existe niște intenții bune în spate. Naruto, de exemplu, acum ca idee, cred
că dau cel mai prost exemplu. Dar Naruto, bă, voia să vă zic, bă, că toți se înduiau, toți râdeau de el, mă, că nu o să devină Hokage niciodată. Și a devenit Naruto Hokage. Așa, da. Și Naruto, mă, și Naruto și-a luat bully și Naruto le-a demonstrat tuturor că o să devină și că a devenit Hokage. Da, și în mare parte cam asta a fost. Învață chipurile, ia să facă pește la un moment dat, să-l taie, să-l pregătească, adică îi arată maica sa. Deși peștele ăla, nu știu dacă are sens neapărat în cazul ei, adică, mă rog, tonul nu are neapărat sens în viața ei, pentru că are deja un ton foarte mare cu maica sa. V-ați prins? Bine pe glume, bine pe glume. Ar trebui să mă apuc de stand-up. Beți apă, hidratați-vă, mai ușor cu sucurile, odihniți-vă, asta e valabil și pentru mine. Cu stimă și respect al vostru Jean-Claude Van Damme, ne auzim data viitoare. Ciao les! Like, share, subscribe!